Legatul lui Ianuș Ce-mi pasă mie, neagherguț, dacă mor eu ori altul? Prevederi extratestamentare, 24 iulie 2001 Într-un lift ruginit, moartea vine. Sunt pe cale de dispariție, știu. Viața e ca o floare amară, Înflorită în colți, prea târziu. Sunt un porc performând la vioară, prea târziu. Prea târziu. Scorojiți sunt pereții ca fața unei babe ce-o blestem. Unei babe căreia ziarele, viața, i-or făcut șirul zilelor gem. Sunt bătrân, o să fac 26. 26 lovituri de cuțit stau la pândă amintirile roase, stă și sufletul greu, mătrășit. Ce tristețe, ce floare murdară clipocește în cerul din lift. Ia mai două o durere de boală. O să fiu un cuțit ascuțit. Bilanț preliminar. Poemul începe ca o crimă organizată. Moartea poate să vină ca o pasăre care ți se așează pe pervazul bucătăriei și să-ți spună Program de nani, bătrunule, de când nu te-ai mai odihnit? Poetul, ajuns în casa lui, la masa lui, se simte brusc de o dărnicie uriașă. Cineva bate un covor în spatele blocului, iar aceste bătăi îi ritmează gândirea. Draperele morții par să fluture la geam, dar se poate să fie un simplu stol de vrăbi. Încrustat ca o gheară între zidurile aceste, nu-s mai marfă, nici cool, pur și simplu saios ca un pește, bulbucat ca o gură de tun. Cine așteaptă? Cine își dorește șandramaua pe care o las? Poate vântul, ficuind ale ploilor creste peste blocuri lungite de nas. Am în cap amintiri necurate cât un poligon de necaz. Nu le las. Sunt poprite, curate, de plătit la nopții locaș. Las în schimb o fractură la roate, întâmplare cu sută cu sârg, usr să-și facă bucate, nu așa lamentouri de murg. Și eu fimoz am avut, de se poate, dacă are ceva doritori. Până atunci a tot lor, în tratate, vrând nevrând, le înfășor. Ca să moară nulitatea G. kifu ușor. O macara ruginită sub stele. Ploaia își începe cântecul pe pervazi. E momentul în care intră în scenă părintele Savatie, cocoțat pe macaraua aceea, cu o umbrelă neagră într-o mână și o geantă de comis voiajor în cealaltă, desigur. La popă îi dau dreptul să semene orice zvon îi se face lui Nas. Chiar că am fost angajați FSN, ca găbiști, marionete la caz. Îi mai las înserarea de sticlă ce acum pe pereți umbrele noastre quadruple. Suntem bit, am fost bit, vom fi beți. Pentru domnul Lefter acum, fabricantul de scheme din orice material. Tăinuiesc 20 bol interne ca să facă idei de spital. Și sărmanului Nelu, Coconu, Precerist, Ușier de Tripou, ca să crească vârtos îi las somnul violent ce mă încearcă burdușit în metrou și îi las banii mei de mardeală și îi las să o împarte pe sticlă ca sfinți cu sărmanul milică de boală preș la secu tocmit pe arginți gura mea cu 14 dinți. Stop! Ești gata să treci, tinerețe ocrotitoare dar n-am fost nici copii, nici cu minți. O lume în cap, o furtună în buzunare, nu mă călca pe nervi, calcă-mă în picioare, e vremea frumos ca o proteză de dinți. Nu e nimeni aici, dar va fi bine. Memoria mă agață. Întinde telefoane la care nu e nimeni, la fel ca în trecut, sunt eu robotul care îmi spune va fi bine, sunt eu cel ce imită fundalul gros de ploi. Gândurile prezentatorului continuă, iară și iară. Dar cui pasă? Pe cine doare? Vă urăsc ca un bivol pe moarte, spune gând toate sunt liniștite și neprimitoare. De ce am mai văzut flăcări în neoane și lumina din soare? Lumină de unt, cam scump unt. Prostii din care face noaptea acordeoane. Te pupi în vals pe bot de drăgălaș ce plângi. Dar clipa când voi geme înfășurat în ziare, sticlește în răsucirea de întunecate crenci. ar trebui să se oprească, domnilor, văicărea la asta intelectuală. În bocetele spectatorilor oferim o pauză publicitară. Oamenii timpului îi își facă bucatele, oase troznind între fălci. Când vine clipa să sune aproapele, ușa e blocată pe veci. Ce lume faceți? Cine strunește acest nebulos Bidiviu. Numai durere și disperare și cranii scâncind în pustiu. În fluierăturile publicului spectator și telespectator, Ianuș e nevoit să se întoarcă la legatul lui. Cariera mea toată de visuri funingine la Victor să ajungă vreau toată să poartă în Germania, să-i smulgă istoria, să treacă prin vamă la roată. Și las prietenia, ca un rac care sângeră, ceasornic întors împotriva tăcerii în care crăpăm boală sigură a timpului care își pierde convingerea. Mai am în cap o schiță, idee embrion, a ce se poate face cu foaia și cu scârța. Eu dau dospită minte lui Chiva, Napoleon, să o ducă mai departe. Mă opresc. Instalația zilei iar zdrângăne. Un vecin smulge țeava de gaz. Ce o să fie? Vom face explozie? Vom ajunge un caz? Scoateți-mă de la întreținere. Domnule administrator, poetul Ianuș nu va mai locui aici. Puneți o vorbă bună pentru el la cohortele îngerilor de la primărie. Nu de alta, dar mai sunt cazuri de morți care mai plătesc întreținerea 2-3 ani. Îi aud cum înjură infernal între oase, între oasele blocului, cunoscutul schelet. Mâini păroase apucă chiulase, cum ar prinde viitorul defect. Ce tot faceți? Abcize, trucaje, toate s-au strâns în memorie ca într-un sac. Nu mai pot să respir nici cu masca de gaze. Concizia voastră mi-o spart șanțuri în cap. Ce poziție am? Ce profil? Telefonul zvâcnește din greu. Devorbesc în asemenea hal. cine eu? Mesaje de mail se strofoacă, să arate că nu schilipir. Toți bârfesc, toți înjură și crapă guri spumoase, cât mai abitir. Domnul Ianuș, lasă-i în pui mei, hai la o bere. În îmi geme la geam. Nu mă duc. Întors și aminții, îmi cere să răspund dram cu dram. atașez un CV al individului Ianuș. El nu luptă, cum se spune, pentru imagine sau glorie, ci pentru ceva, desigur, cu mult mai subtil. Nu pot să fac altceva decât să mor. Toate gândurile mele pe secundă nu au valorat niciodată nimic. Am distrus viața părinților mei și viața iubitei mele. M-am lovit de mine în toți oamenii pe care i-am cunoscut. Cocoțat, foarte sus pe un val foarte jos, un posibil Coriolan Drăgănescu. Am un poem în care chiar spun, vreți să-l terminați? Imposibil, Ianuș nu-l poate distruge pe Ianuș. Mai mult decât nimic, în strada care latră, am fost în slujba nopții, în cap cu un somnifer. Am fost și treaz, iubirea m-a prins ușor de toartă și m-a zvârlit ca sânge mirificului cer. Mai mort decât viu, mai trist ca o vacă, lihnit pe o bancă, am vrut să spun tot, mai mort decât viu, mai trist ca o vacă, ținând floarea amară în bot. Și totuși, iubirea în care Ianu își aduce aminte în cele din urmă de ființele dragi de lângă el. Domnicăi nu se să-i las nimic. I-am stă culcușul dintre vine. Pe nord de perne, în plin somn, o iau cu mine. Revistei va vatra nici atât. Doar mutra mea, tembelă foarte și o dorință, visuri sparte, să-i fie bine. Iar altor oameni nu le las mai mult decât ori vrut din mine. Ultima oră. Ianuș strecoară o știre greșită în prima pagină a evenimentului. A se trimite la corectură: știre greșită, faliment așteptat, oasele zilei rupte în sânge și această corectoare, frumoasă ca umbra unui copac. Biroul o strânge, o frânge, nu mai am nicio șansă. Rateu accelerat cu capul în moarte înfipt ca într-un sac. În minte îmi dansează trenuri care ori deraiat și această corectoare, ca umbra unui copac. Iar mâine va începe altă zi tristă, îngrozitoare. Oamenii te vor privi cu neîncredere, ca pe un scelerat. Gândurile or să zbârnie ca sârma în neuronul din cap. Inima se va strânge în piept ca un pumn ca o floare îngrozitoare. Așteaptă, spune gândul cel bun. Dar eu nu mai aștept, nu mai pot. Mai poți, spune inima, bate, dar eu nu mai sper, nu mai pot. Încearcă, spune iubita, suferă, dar eu nu mai încerc, nu mai sper, nu mai pot dar în moarte voi râde. Îmi voi crâmpăni gura de drac, o să am bucăți de cer, secretare, iar această corectoare frumoasă ca umbra unui copac îmi va sta la picioare. Iartă-mă! Iartă-mă, Doamne, pentru toată această nebunie. O fost vina mea? Nu a fost vina mea? Iartă-mă! Mă voi duce în biserica ta și voi spera, și îmi vei lumina mintea bălăcită în prostie. Șterge, Doamne, tot ce a fost rău în aceste foi de poezie, și fă să fiu al tău.